Sâmbătă toți susținătorii jandarmeriei sunt așteptați la meeting. O doamnă pe nume Mihaila Marinescu este cea care a inițiat campania, iar cererea sa a fost deja aprobată de primăria capitalei. Public anunță că s-a semnat protocolul între subsemnata în calitate de organizator și primărie în cursul zilei de mâine, urmând ca documentul să-mi parvină în forma scrisă, după ce va fi semnat și de către doamna primar. Astfel, în data de 25 august 2018, în intervalul orar 14-17, în perimetrul situat între intrarea principală în parchetul general și intrarea principală în sediul Serei, va avea loc adunarea publică cu titlul Respect Jandarmeria Română. A scris organizatoarea pe pagina sa de socializare. Prin acest meeting, La Marinescu vrea să transmită un mesaj de susținere a jandarmilor și consideră că toate evenimentele din ultima vreme sunt doar o vânătoare de vrăjitoare. Cine are interes ca în țara asta să fie haos și de ce se caută vinovații la jandarmerie și nu la alte instituții ce au în fișa postului precizat clar informații, cu precădere cele de siguranță națională. Numai câte interceptări s-au făcut prin bude și dormitoare pe tematica asta, de ce când trebuiau obținute pentru că era cazul, nu au existat? Multe întrebări. Vă aștept sâmbătă pe toți aceia care gândiți în acest mod și pentru care cuvântul patriotism nu înseamnă doar un cuvânt de formă, fără fond. Și-a încheiat organizatoarea mesajul pe pagina personală de socializare. Mihaela Marinescu nu este la primul meeting. Aceasta a mai organizat anul trecut un alt meeting de data aceasta de susținerea lui Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Alba Iulia, anchetat pentru că ar fi sprijinit o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală. Parchetul a deschis un dosar penal legat de intervenția în forța Jandarmeriei la mitingul diasporei din 10 august.